Hello, bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ajuns la podcastul Un Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 211, denumit Londra, centrul lumii. Acest episod a fost înregistrat în data de 3 mai 2022, într-o seară de marți. Bineînțeles, în acest episod vreau să vorbesc despre cum este viața în Londra și despre votarea de la localele din 5 mai din UK. Vorbim de localele din UK, ok? Alegerile de borough și de locale din orașe de peste tot, nu parlamentare. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, pe christravel.com și pe YouTube. În continuare, vreau să fac recomandări de carte. Am terminat de citit cartea 3, Life 3.0 de Max Techmark și o carte foarte bună pentru toți oamenii care ar fi interesați vreodată de AI și să înțeleagă nivelul de înțelegere la care am ajuns noi cu Artificial Intelligence în zilele noastre. Nu e nimic complicat, ci este doar o carte în care ți se explică ce înseamnă AI și ce fel de întrebări din punct de vedere etic ridică cercetările în AI. Eu zic că e o carte obligatoriu de citit pentru tot omul care este cât de cât interesat de tehnologie. În continuare, vreau să laud niște oameni faini, cum sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și în probleme de violență domestică. Bineînțeles, mai sunt de laudat cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, iar mai apoi mai sunt cei de lăudat de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, și Eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Și când vorbim de trafic de persoane, acolo includem inclusiv românce, fete românce răpite din România și trimise la traficat în sănătate, inclusiv în UK, inclusiv în Londra. Un lucru extraordinar de trist și despre care trebuie să vorbim cât se poate de des. Cam asta e, oameni faini, ROE Hub, The 3 Million, Centrul Filia și eclair.org. Și acum hai să intrăm în subiectele noastre care ne interesează așa în ziua noastră, cea de toate zilele era să zic, dar uite-te cum este viața în Londra. Și aici răspunsul cel mai scurt ar fi depinde. Ok? Cred că am mai vorbit de foarte multe ori, dar din când în când este ok să mai aduc aminte, ok, cum este viața în Londra, cel puțin din punctul meu de vedere, sau ce reușesc să observ eu în diverse locuri. Nu mă pot plânge de viața mea. Lucrez în IT, am viață liniștită, ok. Dacă rămân fără loc de muncă astăzi, într-o săptămână, două, îmi găsesc acolo unde îmi doresc să îmi găsesc. Sau cel puțin cât de cât aproape. Dar tocmai de aceea despre viața mea nu prea discut, pentru că nu prea are rost să discut. Băi, uite ce fain este. Dacă dorește cineva să știe cum este viața mea din punct de vedere a muncii de IT în Londra, de ce nu? Să-mi trimite mesaje și atunci probabil o să fac un episod în care povestesc despre viața mea de IT în Londra, dar în principiu chiar nu are rost. Mergem mai departe, cum este viața în Londra în genere și cum am văzut? E bine, cum am zis eu, depinde. Adevărul este că dacă vrei să știi un lucru despre Londra și probabil despre fiecare oraș mare, dar în principiu despre Londra, este faptul că Londra este un oraș pentru toate bugetele atâta timp cât știi să fii adaptabil. Românii știu să fie adaptabile și problema asta nu se pune, dar în principiu este bine să știi când pleci în sănătate, când te duci într-un loc nou. Bineînțeles, acum e puțin mai complicat de mutat în Londra sau în UK în genere, pentru că UK nu mai este în Uniunea Europeană. Poți să vii cu viză din aia temporară de muncă sau cu sponsorizat. O firmă să te sponsorizeze ca să vii, altfel nu poți să vii. Fără o viză specifică nu poți să vii decât, cine știe, ilegal. Și acolo sunt alte probleme și nu mă pricep la partea deloc. Dar, în principiu, să zicem că ai trecut de partea aia cu vizele, cu tot ce vrei după acolo, în funcție de banii pe care îi ai, poți să găsești locuri de locuit just fine. Sunt situații în care va trebui să te înțelegi cu ideea că vei sta cu coleg de cameră. Când am venit prima oară în 2015 în Londra, am stat cu un coleg de cameră în zona Tooting Broadway, am stat cu un băiat din Ecuador. Și el avea un program mai haotic, cel puțin lucra până seara, târziu până la ora 2 noaptea, eu aveam un program mai fix,
Dar ne-am înțeles. Am fost prieteni foarte buni. 7 luni de zile am locuit în aceeași cameră. Nu ne-am deranjat unul pe altul și a fost chiar foarte ok. Dar în felul ăsta am reușit să economisez niște bani și plăteam pe lună doar 300 de lire. Gândește-te, 300 de lire pentru un pat într-o cameră destul de mare, dar cu coleg de cameră. Erau alții care stăteau în zona respectivă și patru în aceeași cameră și dădeau tot 300 de lire. Și așa că am reușit să ies destul de bine. Pe de altă parte, puteam alege să merg într-un loc unde plăteam 280 de lire, dar stăteam cu alți 5, 6, 10 oameni într-o cameră, într-un hostel. Nu știu dacă îți convenea. Și așa că am zis, măi, hai să mă uit mai bine cum este treaba, poate găsesc sau doar cu un singur coleg de cameră, nu cu 10, pe aceiași bani. Și așa a fost. M-am mutat și am găsit, într-adevăr, cu un coleg de cameră, un băiat din Ecuador, foarte harnic, muncitor, avea deja cetățenia spaniolă, dar cumva vrea să vină să lucreze în UK, pentru că îmi povestise, viața în Spania nu mai era așa de bună pe cum era în urmă cu, ce știu, 5-10 ani de zile. Și așa, uite cum, am putut locui în Tuting foarte bine, n-am murit de foame, n-am avut niciun fel de problemă, am stat cu coleg de cameră, m-au învățat să îmi reduc din pretenții și din mofturi, ca să zic așa. Bineînțeles, dacă ai bani mai mulți, îți permit să-ți cumperi o cameră, să închiriezi o cameră de unul singur, tot așa. Tuting este în sudul Londrei, undeva prin zona 3-4, nu mai știu exact pe unde. Așa că în zonele 3-4 poți să-ți găsești și o cameră. Și acum o cameră de închiriat pe la vreo cât 4-500 de lire. Și atunci ai doar camera aia pentru tine, într-o casă undeva, unde mai ai alți 4-5 oameni. Gândește-te în toată situația asta, când închiriezi o cameră, va trebui să împarți bucătăria, va trebui să împarți frigiderul, toaleta și baia. Dacă ești mai pudibond sau nu îți place să împarți lucruri cu oamenii, o să-ți fie mai complicat. În principiu, când mergi în sănătate, unul dintre lucrurile pe care îl înveți relativ urgent este să lași din mofturi lucruri pe care probabil nu le faci în România, le faci în sănătate. Gen, în România, te-ai gândit tu să împarți o singură cameră cu un alt om ca să economisești la chirie. Nu te-ai gândit, dar gândește-te că la modul în care cresc chiriile în România, foarte curând treaba asta se va întâmpla. Și cum am descoperit de curând, cât 250-300 de euro în România, în Brașov, de exemplu, pentru o singură garsonieră la chirie, mi se pare chiar foarte mult. Iar prețurile au crescut enorm în România față de salarii, ca să zic așa. Și uită-te cum, lumea ar trebui deja să urmărească podcastul ăsta în român în Londra și să-și dea seama că mai devreme sau mai târziu vor trebui să stea cu coleg de cameră ca să economisească niște bani. Bineînțeles, să împarți bucătăria, baia, frigiderul și așa mai departe. Și cum am zis, dacă vrei, ai mai mulți bani, te poți muta în zona 2 și plătești atunci vreo 700 de lire pentru o cameră. Dacă ai ceva mai mulți bani și îți permiți să plătești 1000 și ceva de lire, poți să te duci în zona 2 să ții un studio sau o garsonieră. One bedroom flat, cum se spune. Și tot așa. Și dacă ai bani foarte mulți, de 5000 de lire pe lună de cheltuie pe chirii, se găsește în zona Kensington una, două, ții un apartament de două camere. Oricât de mulți bani ai, te poți duce și în mod sigur îți acoperi. Bineînțeles, dacă e să ne uităm foarte bine, ai vrea să economisești niște bani. Sunt zone în care întâlnești pe ponderent minorități. Gen, uite, în zona de nord a Londrei, nord și nord-vest, să zicem Harrow, Enfield, Brent, găsești foarte mulți români. De-aia și în zona aia Enfield, în zona Brent Oak, acolo unde se termină din linia Northern, sunt foarte mulți români, am înțeles că sunt undeva pe la 150.000, 200.000 de români numai pe zona aia. De-aia și poartă numele de Little Romania sau Bontoc, cum zic oamenii. Din locul ăla e o brasserie foarte faină la care chiar merită să te duci, se numește Brasseria Timișoreana, foarte fain. Dar locuri mai ieftine și locuri cu români mai găsești, să zicem, te duci la sud pe linia Northern și te duci, bineînțeles, în zona Morden și pe acolo. Ori găsești români și prin zone gen Eltham sau Dagenham, Ilford, unde sunt mai ieftine în principiu, știi? Și găsești și românii care vin în Londra, sunt de mai multe categorii, de la muncitori sezonieri, muncitori în construcții, muncitori în banking, IT, management, ce vrei tu. Și atunci vezi, cei care lucrează munci mai de jos, cum ar fi construcții, transporturi, deliveries, alte chestii de genul ăsta, în principiu îi vei găsi, în principiu,
medie, îi voi găsi în zonele 3-4. Cei care lucrează job-uri mai de sus, gen banking, IT și ce vrei tu, îi găsești în zonele 2 și poate chiar în zona 1. Deci, găsești români pe categorii, pe zone diferite, fiecare cum își permite să lucreze. Un lucru pe care îl vei învăța relativ repede, mă gândesc într-un an de zile sau poate 2, este că atunci când vii să muncești sezonier în UK, este ok să stai ca șobolanul cu încă 2, 3, 4 într-o cameră pentru o perioadă de, ce știu, un an de zile, 7 luni, după aceea te întorci acasă în confortul din România. Pentru că în România, în foarte mici ocazii, ai văzut că trebuie să împarți camera cu încă vreo 3-4 oameni. Și asta e ok. Când vii, lucrezi sezonier, merge să stai așa, pentru că nu îți faci viața, nu stai mult și n-ai niciun fel de legătură strânsă cu UK-ul. Dar dacă vii aici și stai ani întregi și probabil presupui că vei sta mult mai mulți ani și probabil o să-ți faci și viața în UK, regulile se schimbă. Și foarte curând vei vedea că nu mai merge să stai cu 7 colegi de cameră, nu mai merge să împarți WC-ul, baia și așa mai departe, ci va trebui să plătești puțin mai mult pentru confortul personal. Și asta e o chestie pe care mulți nu o înțeleg. Băi, mă duc dincolo, gata, stau 5 ani și asta, da, te duci într-un termen, într-un time frame foarte limitat și te-ai întors. Da, ok, ai suferit, ai înghețit. Dar când este vorba să te hotărăști să stai mai mult, ei, atunci vei fi gata să plătești ceva mai mulți bani. Că de-aia, când aud oamenii cât de mult plătesc pentru o chirie pe aici, pentru un one bedroom, se crucesc și mă întreabă dacă sunt prost sau ce m-a apucat. Dar adevărul este că mai devreme sau mai târziu trebuie să înțelegi că contează confortul personal. După un timp, efectiv, nu mai merge să mai stai cu mulți colegi, să împarți bucătărie, baie, ce vrei tu. Trebuie să ajungi măcar la un studio, dacă nu la un one bedroom, să le ai numai tu cu perechea ta și așa mai departe. Cam asta este toată treaba. Și bineînțeles, o altă chestie pe care mai înveți legată de viața în Londra este faptul că ai întotdeauna o altă opțiune. De multe ori pun un semn de egal între Londra și oportunitate. Și asta e o regulă pe care o spun întotdeauna. Măi, oameni buni, nu-ți place un loc de muncă, în mod sigur se găsește un alt loc de muncă sau un alt loc de muncă sau un alt loc de muncă. Luăm o statistică foarte grosieră, ca să zicem așa. Există undeva pe la vreo 6500 de puburi în Londra. 3500 de restaurante și vreo 20.000 de fast fooduri. Și gândește-te, în foarte multe locuri te pot accepta chiar dacă nu înțelegi limba engleză așa cum trebuie. Deși sfatul meu general este, unu, învață limba și a doilea, arată-te interesat de viața și de cultura și valorile locale. Nu trebuie să-ți placă totul. Dar măcar te pui și înveți și arăți interesul și, efectiv, un minim respect față de locul în care te-ai mutat. Într-adevăr, cum am spus, nu trebuie să-ți placă totul sau măcar parte din lucrurile astea, dar măcar trebuie să arăți că ai depus un efort să înțelegi și tu despre ce se vorba în ecuație, ca să zic așa. Și atunci gândește-te numai la punctele astea, 20.000 de fast food-uri, 10.000 de Horeca, ce vrei tu pe acolo, și în firme de construcții, și în firme de IT, avocatură, ce vrei tu, există foarte multe locuri. Gândește-te că Londra are o populație, să zicem, permanentă de vreo 9 milioane de oameni. La 9 milioane de oameni ai undeva, să zicem, mai bine de jumătate din populația României cumva strânsă într-o arie din astea de, ce știu, câteva sute de kilometri, câteva mii de kilometri pătrați. Deci, ai loc de dezvoltare, ai loc de mișcare și nu trebuie să-ți fie rău că ai schimbat jobul la fiecare an sau doi. Gândește-te că în Londra, cel puțin în IT, cam asta am văzut, în Londra, când vezi oameni care schimbă jobul la un an de zile, e o chestie normală. E anormal să faci ca mine să stai 6 ani de zile la o firmă, cum am stat la cealaltă. Pe de altă parte, am stat 6 ani, dar am evoluat de la poziție de junior până la senior și cu alte chestii pe lângă făcute. Nu zicem nu. Dar e normal, oricum, înțelegi? Și de aia, viața în Londra te învață să fii dinamic, te învață să faci pivotări și te învață, bineînțeles, să te adaptezi și să crești. Și, bineînțeles, să ceri mai mult de la tine. Nu este vorba că vrei mai mulți bani, că vrei averi, că vrei recunoaștere, nu. Observi că în domeniul tău mai ai multe de învățat, acoperi. După ce ai acoperit, aia zici, băi,
parcă nu știu suficient, vreau să mai învăț și ceva de accent, vreau să mai învăț și o altă chestie. Poate cresc în poziție dincolo. De ce? Pentru că vrei să te adaptezi și să înveți mai bine. Nu pentru că ești avar, nu pentru că ești tâmpit, nu pentru că vrei să le arăți românilor de acasă cât de șmecher ești tu. Nu. Ci pur și simplu pentru că vrei să te adaptezi, să înveți, să-ți studiezi tu propriile tale limite, să vezi până unde te poți duce. Și asta e un alt lucru pe care îl înveți în Londra, lucrând și, bineînțeles, schimbând joburi și mergând pe mai departe. Și cam atât, dar cred că viața în Londra, bineînțeles, poate să fie, în materie de mâncare, ca să zicem așa, poate să fie foarte ieftină când te duci la un Lidl sau Aldi, sau foarte scumpă dacă te duci la Waitrose, ori și mai scumpă dacă îți comanzi întotdeauna mâncare acasă. Am ajuns la un moment dat, plătisem 70 de lire pentru două pizza și nu mai știu ce. Și mă uitam, zic, pentru ce? Ce am făcut aici? Deci, efectiv, sunt unii comandasem de la Papa John's, nu știu ce opțiuni la pizza aia. Și era, nici măcar nu era pizza mare, era medie, vai de capul ei. Și mi-a fost o rușine enormă, o groază de bani aruncați pentru ce? Am mâncat cu ciudă pizza aia. Efectiv, am mâncat-o cu ciudă. Deci, și în materie de mâncare, în Londra se găsesc. Și gândește-te că dacă vrei să fie și mai ieftin și și mai bunicel, te duci în piețele alea din anumite zone, gen în Eltham, ai o piață din aia micuță, unde găsești, să zicem, legume la kilogram. Te duci în Lewisham, ai legume la kilogram. În mai toate zonele, în principiu, să zicem, zonele 3-4, găsești așa piețe din asta mai pe o întreagă uliță, așa. Sau, de ce nu, Lidl și Aldi. Poți să supraviețui și să mănânci foarte bine cu Lidl și Aldi, fără niciun fel de problemă, și te duci și pe ofertă acolo și trăiești foarte bine. Ori mergi pe cupoane, la Tesco, Asda, ce vrei tu, cupoane, sau când dau la ieftinit ceva, bineînțeles, poți să ți le iei. În principiu, poți să ai o viață chiar foarte bună și poți să înveți să gătești cu produsele de aici. Și poți să gătești cu produsele de aici chiar foarte bine, pentru că ai acces la tot felul de ingrediente și mirodenii de pe toată planeta. Și poți să faci o ciorbă românească în care mai pui și niște turmeric, să vezi cum iese. Sau, ce știu, mai faci un borș de la moldovenesc în care pui și niște, să zic eu, usturoi marina, sau cum se zice, usturoi în oțet. Mai pui și ceva ghimbir, cum se găsesc fâșii de alea de ghimbir, și vezi cum îți iese mâncarea. Fac un borș de la moldovenesc adaptat la varianta de Londra. Poți să faci o tonă de lucruri. Dar cam atâta. În principiu, viața în Londra poate să fie și foarte grea și urâtă, și foarte faină și simpatică, în funcție de circumstanțele personale și de alegerile pe care le faci din timp în timp, din loc în loc. Un alt punct despre care vreau să vorbesc acum în prima parte a podcastului este faptul că pe 5 mai vom avea alegeri. 5 mai înseamnă mâine, efectiv mâine, că podcastul ăsta deja o să iasă pe 4 mai și pe 5 mai deja au loc alegerile locale din UK. Și în principiu, dacă ești în UK și ai rezidență, de exemplu, pre-settled status, rezidență temporară, deja poți să votezi. Cetățean român cu pre-settled status poți să votezi. Eu îi îndemn pe toți românii care ascultă podcastul ăsta și sunt în UK să meargă să voteze. În principiu, dacă nu aș ști ce să voteze, atunci să voteze Labour. Cam asta le dau eu sfatul general. Cine înțelege puțin mai bine nuanțele, poate să se uite foarte bine la oamenii care au fost activi, gen consilieri locali, și care au fost interesați să se intereseze sau să verifice viața oamenilor din zona respectivă. Dacă n-ai cu cine, în principiu mergi pe Labour, nu pentru că laboriștii ar fi cei mai buni, ci pentru că conservatorii ar cam merita să primească un mesaj puternic din partea alegerilor locale de pe toată țara, cum că un mincinos ca Boris Johnson, care a fost pregătit să arunce țara într-un Brexit și mai apoi ar fi pregătit să bage UK-ul și un război direct cu Rusia, numai ca să-și scape el premiership-ul, adică funcția, ca să nu fie trimis acasă, e bine, un om ca el trebuie să primească un semnal de la tot UK-ul, că nu este ok să minți, să încalci legea și efectiv să-ți bagi joc de votanți. Cam asta este toată ideea. În cazul meu, pe aici, o să mă uit. Mi se pare că știu un nume pe zona asta cu Tower Hamlets-ul și dacă nu e omul respectiv pe lista aia, probabil o să votez cu Lib Dems, pentru că, până la urmă, pe Tower Hamlets cumva și conservatorii și laburiștii au cam dezamăgit. Aia e poveste lungă, nu mai contează.
Adevărul e că tu știi circumstanțele tale din locul tău și atunci nu ar fi rău să te duci să votezi. Asta este important. Pe 5 mai du-te și votează la alegerile locale. Acum, ideea care este? Ca să poți vota la alegerile locale, tu trebuia până pe 24 aprilie să fii trecut, mi se pare, în registrul electorilor. Dacă nu ai fost trecut, atunci măcar trece-te acum pentru data viitoare. Ideea este că oriunde ești pe planeta asta, dacă ești într-un loc unde poți vota, participă și tu la comunitate și votează. Și cam atâta am avut de zis despre alegerile din 5 mai din UK. Mersi că ai ascultat până pe acum. Uite, suntem la jumătatea podcastului. Podcast care poate fi ascultat în toată lungimea lui pe manuelcheța.com. Această primă parte va fi difuzată la radio.com undeva pe joi, pe la ora 6 seara, când lumea iese probabil la vot. Dar noi ne mai auzim. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Și uite-ne, reveniți după o mică și bine meritată pauză. Hai să discutăm despre alte lucruri legate de, să zicem, viața din UK și ce mai descoperit eu pe ultima săptămână. Puțin cam pe repede înainte, pentru că este deja imediat 12 noaptea și am chef de un somn la ora asta. Bun. La partea cu cultura britanică, cum a ajuns în Londra să fie centrul spălării de bani din lume? E un tip tinerel care este foarte decis în ceea ce face el și chiar de curând s-a hotărât să zică ok, cum a ajuns Londra să fie the dirty money laundry. Și în principiu este vorba de faptul că City of London, care nu e tot una cu Londra, are legături foarte mari cu British Overseas Territories și în acele British Overseas Territories sunt teritorii din afara UK-ului, dar care cumva țin de UK. Ei, în acele teritorii sunt o tonă de firme din astea fantomă care sunt înscrise pentru tot felul de bogătani care vor să-și ascundă bani, inclusiv Cayman Islands sau ceva de genul ăsta, am înțeles. În fine, nu contează ideea generală, ideea e că acele firme cumva au legătură la firme de avocatură din Londra și cumva reușesc să cumpere în Londra tot felul de proprietăți și să fie, să zicem, neverificate. Și este destul de greu să afli care este proprietarul final al unei case, de exemplu, deși pe casa aia au fost plătiți vreo 50 de milioane, 100 de milioane de lire, da? Casă, vilă, castel, cum vrei să zici. Și atunci, filmulețul ăsta cam explică cum s-a ajuns acolo. Că după ce UK-ul a trecut în faza de țară de la Imperiu, atunci a trebuit la destul de scurt timp să renunțe și la industrie, să treacă pe partea de servicii. Și a trecut foarte bine, cel puțin Londra, a trecut pe partea de servicii din asta financiare, bancare și legale. Și pe chestia asta s-a dezvoltat Londra foarte mult. Bineînțeles, în ultimele câteva decenii, Londra s-a dezvoltat foarte mult și pe sectorul de tehnologie, respectiv pe software. Gândește-te la firme Margin, Google, Facebook, Meta, orice vrei tu, toate au sedii în Londra și toate atrag oameni de prin toată lumea să vină să lucreze în Londra. Nu numai din UK, ci și din Uniunea Europeană și din alte părți. Și așa s-a dezvoltat. Și Londra, într-adevăr, este ca o țară de sine stătătoare. Și, bineînțeles, Londra a ajutat și oligarhii ăștia ruși, că doar de-aia e în centru atenției în perioada asta, să își ascundă banii, să îi spele și așa mai departe. Și sunt curios să văd ce o să facă guvernul ăsta conservator, ceea ce presupune prea puțin legat de oligarhii ruși, dar vom trăi și vom vedea. Ideea este că probabil va dura foarte mult până când Londra va reuși să își pună afacerile în regulă. Cum spuneam mai de mult, prin Londra circulă cam peste 1 miliard de lire anual, așa pe sub mânecă, bani dați la negru, nedeclarați și așa mai departe. Asta este viață, e bun că se știe informația asta, nu știu ce se va face cu ea, n-am nicio idee. Mai departe, la informații practice, ci că grijă la ce firmă de property management angajezi. Niște oameni au folosit firma aia, cum se numește, First Port, parcă. Unde mă, frate, acum mai vedeam numele la un moment dat și pe aia nu e. Și firma asta, First Port, se pare că are foarte multe reclamații. Așa că dacă ai o casă și o dai în chirie,
și mă gândesc că sunt destui români în UK care au case și le dau închirie. Ok, uită-te că Firstport are o tonă de probleme. Când îți alegi o firmă din asta de management de casă, uită-te la review-uri. Dacă vezi că au probleme mari cu customer service, nu folosi firma respectivă. Cam asta este sfatul practic de astăzi. Grijă la ce firmă de property management angajezi. Chiar dacă ți-a recomandat cineva, verifică review-urile online. Vezi ce se întâmplă. Mergem pe mai departe la viața în Londra și în sănătate. Am vorbit de viața în Londra și în sănătate, dar pe alt sistem, respectiv chestiuni foarte generale. Acum, în perioada asta, Cică merge să te duci să vizitezi London Transport Museum. A făcut un film de prezentare oamenii ăștia de curând și la London Transport Museum, unde am zis că ajung și n-am ajuns și mi-e cumva rușine, poți să vezi cum a evoluat trenurile, autobuzele, caleștile de transport, poți să vezi diverse garnituri de tren care s-au folosit de-a lungul timpului. Este super tare și vreau neapărat să ajung și eu pe la London Transport Museum cu prima ocazie. Mergem pe mai departe. Dacă vrei să vezi chestii extravagante în Londra și în mod sigur găsești o mulțime, uite, Balenciaga și-a transformat magazinul de retail, magazinul fizic, într-un roz nebun, așa l-am numit eu, în magazinul de pe Mount Street. Cei de la Balenciaga au deschis o colecție Le Cagole și au umplut tot magazinul, inclusiv pe tavan, cu, să zicem, blană falsă, vopsită în roz. Înnebunești, efectiv. Deci în pozele celor de la design, când te duci acolo, efectiv, mie îmi vine să vomit când văd imaginele astea. Dar sunt sigur că multora le-ar plăcea. Dar dacă vrei să vezi chestii extravagante și interesante pe Londra, uită-te, mai descoperi pe design.com o chestie de genul ăsta sau te duci în perioada asta la Balenciaga pe Mount Street. Nu știu dacă trebuie să plătești bilet sau invitație specială ca să intri în magazinul ăla. Atâta roz și atât de păros e rozul ăsta încât îți vine să vomiți pe aici. Hai să închid tabul, că nu mai pot. Cam asta e, dar este Londra. Vrei ceva? Găsești aproape orice găsești. Și o altă chestie foarte faină legată de Londra, găsești la un moment dat în Westfield. Cred că e la Westfield-ul, m-aș gândi că ar fi cumva la Westfield-ul de la Stratford. M-aș gândi, nu sunt sigur. O reclamă de la Sky Broadband și la Sky Broadband, ci de la Sky Broadband, lângă stația de autobuz, au făcut un fel de falsă stație de autobuz în care se vede că bate vântul foarte puternic și minionii încearcă să se prindă de stația de autobuz. Și chiar au făcut ăștia minioni, nu știu, or fi din plastic sau ceva, dar în imaginea asta este foarte tare, scrie Sky, New Broadband, Gigafast și minionii se țin fiecare cu o mână, cu două de bucăți din stație ca să nu fie duși de vânt. Foarte tare. Vreau să ajung și eu pe acolo să văd asta pe live și să fac câteva poze din alea. Dacă te duci la Westfield, London, dar în vest, undeva înspre, cum se zice, Shepherd's Bush Station, o să vezi o casă cu capul în jos și poți să fotografiezi chiar aia. Cred că e tot un fel de lucrare din asta de artă, ceva de genul ăsta. Dar găsești, din loc în loc, când te duci în Londra, găsești lucrurile cele mai ciudate posibil. Și asta pot să zic că este un alt punct care îmi place la Londra, faptul că pe oriunde te duci, poți să găsești lucruri foarte interesante. De la cimitire foarte vechi și neîngrijite și vai de mama lor, până la stații din astea inovative, până la o tonă de puburi te împiedici. Cred că la un moment dat aș putea spune că sunt mai multe puburi decât ce știu. Trecere de pieton, da, chiar mai multe, în mod sigur, în funcție de zona în care nimerești. Și nu te plictisești, efectiv. În orice zonă nouă te duci, e ceva, într-adevăr, nou de vizitat, de descoperit, de învățat, de înțeles. Și ca ultimă parte a podcastului de astăzi, hai să discutăm puțin actualitatea britanică și londoneză. Și aici discutăm de faptul că guess what? 90% din furturile auto sunt nerezolvate pe Londra. De fapt, asta e o problemă ceva mai mare. Nu e vorba că numai furturile auto nu sunt rezolvate. Nu sunt rezolvate multe lucruri, printre care și crime și ce vrei tu pe mai departe.
unul dintre motivele mari pe care le-am văzut pomenite adesea în presă este faptul că nu numai poliție, servicii sociale, servicii medicale, judecătorie, toată lumea a avut tăieri. Vorba aia, acele tăieri mari care au venit în urma crizei din 2008. Austeritate, da? De atunci încoace, până mi se pare că tot conservatorii au fost la conducere. Și austeritate, dar numai când este vorba de alții, când este vorba de prietenii conservatorilor, numai austeritate. În perioada asta cu COVID-ul 2020-2021 au fost date contracte în stânga și în dreapta și de grade n-a scris adesea că acele contracte au fost date prietenilor conservatorilor. Așa, pe nepusă masă, înțelegi? Și efectiv, e corupt în toată regulă, efectiv cum ai fi văzut că face PSD-ul prin România. Și n-am văzut să se ducă prea departe cu anchetele astea. Ar fi foarte curios să văd când începe un public inquiry legat strict de banii care au fost dați. Că la un moment dat cei din guvernul UK se plângeau că o tonă de bani pe vremea COVID, pe perioada COVID, au dispărut din cauza fraudei. Da, ok, au fost indivizi care au făcut chestia asta, dar și voi, la rândul vostru, ați dat contracte unor oameni care n-aveau voie să primească acele contracte. Și atunci te miră că vezi că 90% din furturile auto sunt nerezolvate. Și sunt multe alte chestiuni. De exemplu, și în zona în care stăm noi, a fost atâtea ori reclamații pentru ASB și poliția nu prea s-a grăbit să facă treaba. Așa că asta e problema. Nu au suficienți oameni, nu au interes, nu există fonduri. Mergem pe mai departe. Cică sute de refugiați ucraineni și-au suspendat venirea în UK. Cică au durat 4 până la 6 săptămâni și nici n-au primit răspunsurile de la Home Office. Și atunci UK măcar ar putea spune, băi, noi nu primim refugiați ucrainieni, îi ajutăm pe ucrainieni cu ajutoare umanitare și armament. Bă, dar măcar ziua așa, nu-i fă pe oamenii aia să se chinie, să plece din Ucraina, să ducă undeva până în Belgia, în Germania, în Franța. După aia, familiile care vor să ia, le plătesc cu oamenilor respectiv o cazare și mâncare ce vrei tu pe acolo. Și după 6 săptămâni încă nu își primesc răspunsul de la Home Office și alte chestii. Și atunci, care este treaba? Și îți dai seama, Home Office a avut probleme foarte mari, mai ales de la partea cu Brexit-ul, mai nou partea cu azil, cu azilanții care vin pe canalul Mânecii și mai nou cu refugiații din Ucraina. Și în toate părțile astea s-a mișcat extraordinar de greu. Așa că problema mare e și de management. Trebuiau să angajeze mai mulți oameni, să adauge mai mulți oameni în echipe, ce vrei tu pe acolo. Și vezi, uite, unii refugiați ucraineni preferă să se ducă, să stea mai degrabă prin Polonia sau poate chiar înapoi în Ucraina, unde riscă să le vină racheta în cap. Pentru că Home Office se mișcă prea greu. Ce am aflat de curând este că Matt Hancock a dat un bare cu trimiterea seniorilor înapoi în aziluri. Știi când era marele scandal că au fost unii bătrâni în spital, probabil cu COVID, cumva și-au revenit, alții erau bolnavi cu COVID, dar erau asimptomatici și au fost trimiși înapoi în azil. Și apoi când a fost de morți în perioada respectivă, cam jumătate din victimele de COVID erau bătrâni. Și de unde? Din casele din azilurile de bătrâni. Ok? Cam acolo. În total, după ce s-a făcut un total în urma celor 2 ani de zile de pandemie, se pare că cei care au fost în aziluri și au murit au fost cam vreo 30% din numărul total de oameni. Totuși foarte mulți. Foarte mulți. Iar Matt Hancock, după ce că, mi se pare, o instanță de judecată a spus că politicile lui au fost ilegale, zice, mințea, efectiv mințea și spunea, uite, vezi, judecătoria este de acord cu mine că ce am făcut eu este bine. Deci nesimțirea asta enormă, urâtă, pe care o ăștia, cel puțin în guvernul conservator, este extraordinară. Gen, voi frate, zice că 1 plus 1 este 2 și tu spui că 1 plus 1 este 4, că așa îmi convine mie. Și, e extraordinar de ciudată treaba asta. De-aia sper eu ca la alegerile locale să le arate ce părere au oamenii despre, efectiv, mincinoșii ăștia nesimțiți. Mergem pe mai departe. Ce am aflat este că pe 1 mai 1979 s-a deschis linia Jubilee. Foarte tare. Cine nu folosește linia Jubilee? Mai tot omul, pentru că merge de la est la vest.
Și cumva linia asta are formă de smiley, cumva că vine de la Stratford, se duce spre Canary Wharf, London Bridge, după aia urcă în partea alaltă, înspre Nord-Vest. Și are un fel de smiley face, ceva de genul ăsta, linia Jubilee. O altă chestie interesantă, Bambra, cred că ai citit Bambra, Northumberland, ci că cel mai fain loc la malul mării. Bun, dacă ei l-au lăudat, poate mă duc și eu pe acolo. Ci că populația satului respectiv este de doar cât 400 de oameni, ceva de genul ăsta. Ia să deschid articolul. Foarte puțin. Dar totuși este considerat unul dintre cele mai fericite locuri și cele mai faine locuri de vizitat. Da, populație de 400 de oameni, de-aia țineam minte. Foarte tare cât ai 7-8 case și gata, bine, mai mult, da, ca idee. Să mă duc să vizitez și ăla. Și uite, prietenul nostru, Escu, respectiv de la Escu Show, Ionescu pe numele lui, s-a dus în dumeție la Dartmoor Life Museum, la Okehampton Castle și Melton Reservoir, Meldon, și a făcut un review de curând. Și a învățat turist să mai avem. În România cât de cât se face ceva turist, dar nu la modul în care se face în străinătate. Dar se prind. Și Escu Show chiar povestea Escu în filmul lui că, într-adevăr, este un loc fain de vizitat. România mai are de învățat, dar, într-adevăr, începe să prindă. Încetul cu încetul începe să prindă pașii. Și uite-te cum o altă zonă pe care aș vrea să o vizitez este Dartmoor Life Museum. De ce? Pentru că au vizitat-o alții și așa mi-a venit și mie în cap. Cred că am probabil 10 de locuri pe care aș vrea să le vizitez. Așa că, de ce nu, ar trebui să-mi fac o listă, un to-do list și să zic, ok, gata, weekendul ăsta neapărat să mă duc în zona respectivă. Dar mai trăim și mai vedem. Că, vorba aia, teoretic, s-a calmat pandemia și am putea să vizităm ceva mai multe locuri în ceva mai multă siguranță. Dar, cum am zis, trăim și mai vedem. Și cu gândul ăsta că vom călători prin UK ceva mai mult cât de curând, te las și eu, am ajuns la final de episod, episodul 211, denumit Londra, centrul lumii. Am vorbit despre viața în Londra și despre votarea la localele din 5 mai din UK. Nu uita, mă poți găsi pe manuelcheța.com, eu sunt Manuel Cheța și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! National Rail Service.